Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Încă doi moldoveni au pierdut lupta cu noul virus, astfel bilanțul deceselor a ajuns la 721 de cazuri. Totodată autoritățile anunță că din cauza că nu există o diminuare semnificativă a numărului de infectări, starea de urgență în sănătate publică va fi prelungită, iar grădinițele nu își vor relua activitatea din 1 august. Potrivit șefului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, vârsta medie a celor care au murit din cauza coronavirusului este de 66 de ani, iar 99% dintre victime au avut cel puțin o comorbiditate. Până în prezent, aproape 1200 de copii au fost depistați pozitiv, iar rata de contagiozitate în cazul celor cu vârste de până la 5 ani este de 37%. Reprezentanții ANSP susțin că în unele cazuri născuții iau virusul de la mamă la doar câteva zile de la naștere. În țară au fost înregistrate până acum peste 22.000 de îmbolnăviri, iar peste 15.000 de persoane s-au vindecat. Datele mai arată că peste 400 de pacienți se află în stare gravă, iar 28 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Autoritățile din sănătate mai anunță că încă două spitale vor fi activate pentru a face față fluxului de pacienți infectați cu noul virus. Și la Centrul COVID-19 de la Moldexpo a fost activat un nou pavilion din cauza numărului mare de persoane suspecte de infecție. În context, premierul Ion Chicu a declarat la postul public de televiziune că grădinițele nu se vor redeschide de la începutul lunii august, iar starea de urgență în sănătate publică va fi prelungită. Decizia finală va fi luată însă de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică în ședința care va avea loc astăzi. Cu 4 milioane de infectări cu noul coronavirus și peste 147.000 de decese, Statele Unite sunt de departe cea mai afectată țară din lume de pandemie. În timp ce în laboratoarele medicale din întreaga lume potențialele vaccinuri sunt abia în faza clinică de testare, guvernul de la Washington face deja demersuri concrete pentru a obține și a distribui sute de milioane de doze. Texas, California, Alabama și Florida au anunțat miercuri sau joi câte un număr record de decese în 24 de ore. Peste 60.000 de cazuri noi au fost înregistrate zilnic în toată țara în ultimele 9 zile. În același timp, California a depășit New York-ul și este în acest moment statul federal american cel mai lovit de criza sanitară. Companiile farmaceutice au încheiat deja contracte ferme cu guvernul american pentru a livra cu prioritate dozele de vaccin împotriva COVID-19. Administrația Trump speră să aibă 300 de milioane de doze la începutul anului viitor, dar calendarul le pare unora mult prea optimist. Odată ce un vaccin va fi disponibil, va dura cam un an pentru imunizarea unui număr suficient de mare de oameni cât să încetinească răspândirea virusului. Până atunci, testarea populației rămâne singura metodă de a verifica gradul de infectare. Este tot mai rău și în Mexic, unde sunt sute de mii de îmbolnăviri și peste 41.000 de decese. În ciuda evidențelor, mulți mexicani neagă realitatea. Un sondaj recent arată că 14% din populația Mexicului, ceea ce ar însemna 18 milioane de locuitori, nu crede în existența virusului. Un alt studiu arată că pandemia de coronavirus a redus la tăcere planeta. Datele obținute de o echipă de seismologi britanici și belgieni care monitorizează activitatea scoarței terestre arată că vibrațiile provenite din surse umane au scăzut cu până la 50% pe parcursul pandemiei, o situație fără precedent în istoria recentă. Perioada în care Pământul a tăcut a fost între lunile martie și mai, intervalul de timp în care cele mai multe țări afectate de coronavirus au aplicat măsuri drastice de carantină. Interpol a refuzat includerea fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc în lista persoanelor anunțate în căutare internațională și a decis radierea datelor acestuia din bazele de date ale organizației. Despre asta anunță Procuratura Generală într-un comunicat de presă. Instituția a fost anunțată ieri de Comisia de Control a Organizației Internaționale a Poliției Criminale despre decizia luată la ultima sesiune a Comisiei.
Pentru că instituția nu și-a motivat decizia, Procuratura Generală anunță că va cere Inspectoratului General al Poliției să înainteze o solicitare prin care să fie explicate motivele acestui refuz. În funcție de răspunsul care va urma, instituțiile de drept vor decide cum vor reacționa ulterior. Amintim că acum o lună, Procuratura Generală a expediat autorităților competente ale Statelor Unite ale Americii setul de acte cu solicitarea de extradare a fostului democrat pentru a fi tras la răspundere penală în Republica Moldova. Fostul lider PDM a fost anunțat în căutare internațională după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pe 3 capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Anterior, avocatului Plahotniuc Lucian Rogac a declarat în presă că dosarele ar fi politice și au fost inițiate la comanda actualei guvernări cu scopul de a distrage atenția societății înainte de alegerile prezidențiale. Două magazine sociale mobile, Merișor, au fost puse pe linie și în raionul Răzina. Deschiderea acestora a avut loc în urma numeroaselor cereri venite din partea locuitorilor. La evenimentul de inaugurare a uneia dintre cele două unități în satul Mateuți a participat vicepreședintele fracțiunii Partidului Șor, Violeta Ivanov, și vicepreședintele formațiunii, Vitalie Balinski. Cei doi politicieni au reiterat că Partidul Politic Șor este receptiv la solicitările venite din partea cetățenilor și își îndeplinește promisiunile făcute în campania electorală. De serviciile magazinului social pot beneficia pensionarii, veteranii, persoanele cu nevoi speciale și familiile cu venituri reduse. Tradițional, magazinul social mobil ajunge în localitate odată la 7 zile, iar oamenii pot procura produse ieftine și de calitate în primele ore ale dimineții. Bucurie pentru micuții din toate localitățile rurale din țară. Partidul Politic Șor a lansat un nou proiect grandios: câte un teren de joacă pentru copii în fiecare sat. Iar prima platformă de distracție a fost deschisă în comuna Cuhnești, raionul Glodeni. Astfel, micuții nu doar că vor avea un loc modern pentru zbenguieli, dar vor fi și în siguranță, spun părinții, care ne-au mărturisit că până acum aceștia se jucau pe marginea drumului. Zâmbete și fericire pe fețele copiilor din satul Cuhnești, raionul Glodeni, unde a fost deschis primul teren de joacă în cadrul unui amplu proiect demarat de Partidul Politic Șor, la inițiativa liderului formațiunii, Ilan Șor. Așa, după mine, unul după altul, mai rapid, mai rapid, mai rapid! Nu uităm să dansăm la maxim! Cu această ocazie, într-o intervenție live, președintele Partidului Șor, Ilan Șor, a venit cu un mesaj pentru localnici și a menționat că formațiunea își va îndeplini angajamentele asumate în fața cetățenilor, lucru care este demonstrat deja prin fapte. Partidul Șor nu este un partid al pălăvrăgelilor, este al faptelor concrete, care îmbunătățește viața oamenilor din țară. Noi vrem și vom construi o Europa reală la noi acasă, în Republica Moldova. Imediat după inaugurare, copilașii au făcut rând la tobogane. Îmi place foarte mult și o să vin și să mă joc. Este foarte bine și sper că o să păstreze ce au făcut. Dar este super. Și părinții spun că vor fi mai liniștiți pentru că micuții lor se vor putea distra într-un loc sigur. Unde să jucau copiii? Pe marginea drumului. A mai e foarte important, fiindcă copiii au unde să juca și nu au nici parighine. Suntem bucuroși de așa un cadou din partea lui Ilan Șor. Acum au unde veni, au unde să petreci, au unde să odihni, au toate acestea. Foarte bine, foarte bine făcut. Foarte mult sunt mulțumit, nu numai eu, dar cred că tot satul e mulțumit că s-a făcut lucrul ăsta. Acum caragina au stat acasă, copii s-au plictisit, vreau și eu undeva să iasă. Și noi închipuim că timpul liber o să fim pe timpul aici. Dacă ar fi toți care ar face așa ca Ilan Șor, de mult la noi în țară și noi moldoveni, o întâi ca în Europa. Sigur?
Iar primarul din localitate a declarat că datorită proiectelor sociale implementate de Partidul Șor, satul prinde culoare și se modernizează. Mulțumim din suflet și din partea locuitorilor și din partea copiilor, liderului partidului nostru, pentru susținerea acordată, pentru ajutorul și pentru ghidarea noastră în implementarea la acest proiect. Iar deputații prezenți la eveniment au accentuat faptul că proiectul derulat în satul Cuhnești reprezintă un transfer al bunilor experiențe din Orhei. Inițiem acolo unde am avut susținere masivă, în localitățile care sunt conduse de primarii noștri, dar sperăm foarte mult să ne extindem în toată țara, deoarece susținere avem tot mai multă și mai masivă pe zi ce trece. Partidul Șor derulează mai multe proiecte sociale și de infrastructură în localitățile din țară, care sunt conduse de primari din partea formației Unii. Este vorba de circa 100 localități, inclusiv două orașe, Taraclia și Orhei. În primul rând, acestea țin de instalarea sistemelor de iluminat public stradal și reparația drumurilor, dar și altele. O expoziție de carte în aer liber a fost inaugurată în piața Vasile Lupu din municipiul Orhei, care s-a transformat pentru câteva ore într-o grădină cu cărți. Volume valoroase din colecțiile Bibliotecii Publice Raionale Alexandru Donici, dar și a filialelor acesteia, au atras zeci de oameni care au venit să-și aleagă titlurile pe care să le citească în perioada pandemiei. Iubitorii de lectură au invadat centrul municipiului Orhei, acolo unde s-a desfășurat evenimentul. Mai mulți bibliotecari au expus publicului titluri de carte din diferite domenii pentru a atrage noi cititori, dar și pentru a le aminti celor existenți să mai treacă pe la bibliotecă. Cei mai interesați și implicați au fost totuși copiii. Cartea este o comoară care trebuie învățată. Cartea, dacă o învățăm, note bune o să avem. Am venit să admir cărțile și să văd cum au evoluat și cât de frumoase sunt. Mie îmi place să citesc literatura artistică. Este foarte interesantă, cu multe acțiuni. Într-o săptămână eu reușesc să citesc o carte cu 100 de pagini. Cum cred că în perioada pandemiei, ca să nu ne gândim la gânduri negative, cred că cititul totuși de o carte bună ne distrage și ne face să intrăm în altă lume. Bine, a citit pentru toată lumea, nu numai pentru orhieni, fiindcă noi am uitat de-a mă și să înseamnă cartea. Expoziția a fost organizată de Biblioteca Publică Alexandru Donici din Orhei. Pentru a atrage mai mulți cititori în lumea lecturii, au fost amenajate standuri inedite la care au fost prezentate gadgeturi din diverse perioade, cum ar fi tablete, telefoane și ochelari de realitate virtuală, care în era tehnologiei informației le sunt de ajutor devoratorilor de cărți. Totuși, biblioteca merge într-un pas cu tehnologiile din ziua de azi și de acum 10 ani biblioteca nu mai este ceea care a fost cândva și toate aceste tehnologii moderne sunt ale bibliotecii și deci astfel noi demonstrăm că biblioteca poate oferi resurse moderne pentru utilizatorii săi. S-a apropiat o copilă astăzi să fie de vreo 14 ani și îl întreabă pe tate: spune-mi, te rog, dar ce-i cu roata aceasta de cifre? Ea nu cunoaște. Iar filiala bibliotecii din cartierul Slobozia Doamnei din Orhei, unde preponderent locuiesc romi, a improvizat un cort dedicat acestei etnii. Din cărți putem fura din tradițiile romilor, ceea ce avem broboada frumoasă a femeii, care vine la fel din tradiția lor. O purtăm cu drag și în ziua de azi. Putem afla despre meșteșugurile ce ține de ferărit, lemnărit, olărit. În atenția vizitatorilor au fost aduse și cărți pentru nevăzători, dar și pentru cei interesați de propria sănătate. Ce puteți să-mi propuneți? Ce recomandați, domnule? Iată, în primul rând, la bibliotecă puteți să găsiți ce trebuie neapărat să știți despre diabet. Filiala Nordic a venit cu o expoziție de cărți în alfabetul Braille. Deci aceste cărți sunt pentru nevăzători și în incinta bibliotecii este o sală în care aceste persoane pot veni și citi cărți. Avem o colecție mare. Evenimentul a fost organizat în contextul în care anul 2020 este dedicat lecturii.
Peisaje de iarnă în plină vară în apropiere de Moldova. O furtună violentă cu ploaie, grindină deasă și vânt puternic a făcut prăpăd în mai multe localități din municipiul Suceava din România, scrie portalul obiectivdesuceava.ro. Din imaginile publicate de internauți pe rețelele de socializare, se vede că bucățile de gheață au fost cât mărimea unui ou de prepeliță și s-au așternut covor alb peste iarbă. Totodată, o serie de cartiere din municipiul Suceava au fost inundate, fiind necesară intervenția pompierilor. Vântul puternic a dărâmat și panouri publicitare, iar pe întreaga durată a furtunii, circulația rutieră din localitate a fost blocată. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare, alături de noi. La revedere!